Aproape 100 de ponei au făcut spectacol la Florești, Prahova. Astăzi s-a dat startul unei competiții hipice unice în țara noastră, dedicată în mare parte celor mici. Proprietară a doi dintre concurenți, dar și driver în același timp, Oana ne-a vorbit despre dragostea ei pentru cele mai nobile animale. La doar 13 ani, Oana i-a condus cu îndemânare și eleganță pe Sufletel și Suleiman, cei doi ponei pe care îi adoră. Sufletel reușește să iasă din obstacolul în formă de U, se îndreaptă către poarta 8. Cum a fost? Bine, este primul lor concurs și sunt mulțumită cum a mers, mai ales că ei nu sunt obișnuiți cu aglomerare și a fost bine pentru început. Și dacă Sufletel a fost mai emoționat ca de obicei, Suleiman a dat tot ce a putut și a parcurs traseul în viteză. Pasiunea fetița a dobândit-o mergând prima dată la un club de călărie cu școala. Ea și călărește, nu doar driver pe șaretă sau trăsură. Are și un cal de sărituri cu care sare, cu care anul ăsta o să intre în concurs. Au fost însă și ponii care le-au dat de furcă micilor driveri. Este și cazul Sarei, o iapănă răvașă în vârstă de 7 ani, care încă nu s-a acomodat cu stăpâna ei de 8 anișori. Al treilea obstacol dovărât. Se pare că Sara vrea să facă impresie, dar... Organizatorii au pregătit o mulțime de surprize pentru spectatori. Este un concurs dedicat familiei, foarte mult copiilor, pentru că avem și ponei, dar și cai. Suntem în preajma zilei de 1 iunie, deci încercăm să mediatizăm sportul hipic, pornind de la cei mici. Spectatorii pot urmări în acest weekend probe de dresaj, obstacole și concursuri de atelaje. Prețul pentru intrarea la eveniment este de 30 de lei pe zi pentru un adult și un copil, iar încasările obținute vor ajunge în fondul destinat restaurării castelului Cantacuzino.